Trebuie oameni buni, eu sunt Tudor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de survival, single player sau survival vanilla, cum vreți voi să zice. Mi-a spus foarte mulți în comentarii să jucăm cu shader, pentru că așa e cel mai fain. Ei bine, uite, jucăm cu shader, că e dacă avem doar 20 de frame-uri. Și în acest episod o să facem o piramidă. O piramidă pătrată, evident. Am făcut aici un biom, după cum vă spuneam că o să fac un biom. Bă, mâncare. Uite aici, am și mâncare. Deja avem numai 20 de frame-uri, eu cred că e ok. Și o să facem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pentru că așa e ok. 1, 2, 3, 4, 5. O să o facem de 15 pe 15. Câte îs? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, și am cam mare lagă, dar nu contează. Stai să văd. Deci una în plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, și hai că tot aici trebuie să punem, cred. Dacă nu mă înșel. Nu contează, dar oricum o să dăm multe fail-uri. Mamă, ce-și mai crezi vede cu shader? Hai că mergem să ne culcăm mai întâi. Bă, parcă se vede așa alb-negru, știi, pe aici. Mamă, ce-și mai crezi vede. Bun. Unde mi-i patul? Uite, aici mi-era patul. Bun, așteptăm să se facă zi. A, ce bine dimineața. Hai mă că am glumit. Fac, mi-am pus Minecraft-ul pe... Oh my god, pe ce limbă mi-am pus Minecraft-ul? Oh my god, hai că-l punem înapoi pe... Trebuie să fie aici portughez, cuena și după aia româna. Bun, aici româna. Oh my god, ce prost am fost. Doamne feri. Bine, nu contează. Nu înțeleg nimic din limba asta și am mai pus-o odată. Bun. Hai că ne dăm frame-urile maxim ca să ne judecă țigan. Avem destul de multe frame-uri cu shader mod și vreau să vă arăt că și rezoluția e 1366x768. Pentru că mulți dintre voi ați spus că joc cu shader și am așa de multe frame-uri pentru că am rezoluție mică, ceea ce nu e adevărat. Dar, mă rog, nu contează. Rezoluția a rămas aceeași ca să vedeți și voi. Adică... Vedeți că rezoluția 1366x768 și mi-am făcut una de la PC, adică mi-am luat un GTX 750 Ti și m-a întrebat un tip care e PC-ul perfect pentru Minecraft. E bine, despre asta am vorbit episodul trecut. Mă enervează shader-ul ăsta, sincer, și da, n-am ce face, trebuie să filmez cu el pentru că mi-a spus mult să filmez cu shader. Să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți despre chestia asta cu filmatul cu shader. De data asta, oricum filmam cu OBS, dar numai așa vreau să vă zic. Și cred că v-ați dat și voi seama că filmez cu OBS, nu știu de unde, dar cine are placă video și nu filmează cu OBS e un fraier. Adică cine are placă video bună, că și înainte aveam placă video, doar că aveam un GeForce 8400 GS, nu era nici măcar GT, nici GTX, deci, mă rog. Deci, ca idee așa, e o placă foarte bună, am 90 de frame-uri, după cum puteți vedea, cu shader mod, cu, nu știu, stați să vedem ce shader, cu CUDA default, că dacă îmi băgam light-ul aveam și 100, poate chiar mai mult de 100. Pentru că dacă îmi pun ăsta CUDA, cum se numea? CUDA Ultra, deja e prea exagerat, sincer să fiu, și nu știu. Adică hai că îl punem la ce, doamne. Atractiv, pe atractiv era, nu? Hai că îl punem, uite așa, frumușel. A, ăsta e CUDA Ultra, dar ce nu-mi place mie, avem vreo 60 de frame-uri, pentru că hai să vă arăt acum, dacă tot veni vorba de CUDA Ultra. Dacă te uiți așa la bloc, e cealaltă parte a ecranului foarte defocalizată și asta nu-mi place, știi? Gen pe aici se vedea defocalizat dacă mă uit așa în bloc, știi? În fine, să-mi scrieți ce părere aveți, oh my god, despre shadere. Am și Zeus, hai să vedem cum merge și cu Zeus, chiar nu știu cum merge cu Zeus. Bă, ăsta, sincer, spui, mi se pare foarte ok, ăsta are high motion. Oh my god, ăsta e foarte fain, bă, boss. Cu ăsta filmăm de acum înainte. Ăsta chiar îmi place, știi, mai ales că am un stack de frame-uri. Mă rog, frame-urile sunt destul de bune. Și nu, acum vreau să vă demonstrez că nu merită să-ți iei GTX 980 pentru că cam tot atâtea frame-uri ai, pentru că Nvidia a introdus o tehnologie care nu e bună absolut deloc. În schimb, dacă vă luați un AMD R9 390X, o să aveți și 200 de frame-uri în Minecraft cu shader mod. Ceea ce e destul de ok, zic eu. Adică e extrem de ok, nu destul de ok. Sper că n-am făcut dreptunghiulară să rămână două bucăți de gresie în vârf, sper. Dacă nu o refac eu off-camera. Și o să fie și episoade mai lungi de acum înainte pe canalul meu, pentru că filmez cu OBS-ul.
O, Doamne, dar cum să putea să nu o fac eu, mă? Încă de 3 am făcut-o dreptunghiulară, să vezi, de nu. De fapt, nu știu. Bă, am făcut-o dreptunghiulară. Bag piciorul. Bag picioaca, nu contează, le fac eu off-camera. Mamă, ce ciungă a ieșit. Oare hai să vedem cum ar sta așa. Bă, frate. Ce șmecher se vede. Chiar îmi place. Aoleo, nu mă ratez de când am shader-ul ăsta, nu știu de ce. Mai ales că pe ecranul meu se vede foarte nașpa, foarte prost. Bă, eu zic că e ok cum arată, adică, sincer să fiu, arată banal, dar e ok, zic eu. Ok. Nu știu ce indică Q-ul ăla de acolo, de sus de la frame-uri. Este un C, un E și un U, care nu știu exact ce indică. Unii ziceau în comentarii că indică frame-urile tale, dar nu frame-urile, lag-ul tău. Unii, alții ziceau că indică coordonatele, dar nu prea crezi, sincer să fiu. Uite aici o lopată, dar ne mai trebuie una, că nu ne ajunge boss. Uite aici încă una și le contopim așa în inventor, să ne dea una mai bună. Oh my god. Și intrarea să vreau să fie pe undeva pe aici, nu? Cam așa ceva, uite, hai că facem și intrarea. Oh my god, deci cam ciungă e și piramida, asta e percepția mea despre această piramidă, dar eu zic că e destul de ok până la urmă. Așa zic eu, nu știu. Oh my god, s-o și spawnam, mamă cât de șmecher se vede înăuntru. Bă, boss, ai, ce nașpa se vede. Stai, stai, ce nu înțeleg? Ce e aici? Habar n-am. A, razele de lumină, cred. Dacă prin colțuri mai trece încă. Da, uite că dacă punem un bloc de andezit, de exemplu, și aici se vede, nu? Și în colțul ăsta. Nu, în colțul ăsta nu, că aici. A, păi, pentru că în partea asta e soarele de azi. A, ok, am înțeles. E totul clar în capul meu acum. Nu uita să apăsați butonul de like, mamă. Dacă vreți să continuăm această serie, adică oricum o continuăm, că nu ne putem lăsa noi așa ușor de o serie. Dar nu o să mai postăm atâta seria asta, știi, gen. Cred că ajunge cât am făcut, dar stai să facem să fie frumușel pe aici. Mamă, am ratat un bloc. Și scrollul meu de la mouse nu mai merge și. Oh my god, uite cum se văd razele soarelui prin chestia asta. Ciudat, și nu-mi place când vine soarele în față și nu văd aproape nimica. Bine, pe filmare se vede cam pe al doilea ecran OBS-ul și văd exact cum se vede pe filmare, dar se vede bine pe filmare, numai eu am luminositatea prea mare la monitorul ăsta și nu se prea vede. Hai să facem drumul pentru că pentru asta am luat noi o lopată. Ei bine, vreau să zic că nu numai seria asta o să fie filmată cu shader mode, o să mai fie filmată și skyblock-ul probabil, nu știu, nu sigur. N-am vorbit cu fratele meu despre asta, dar cred că ar fi de acord, știi? Mamă, ce caută aici Sand? Bun. Parcă l-am luat pe tot din locurile astea. Nu știu, să-mi scrieți ce părere aveți despre chestia asta cu... Hai că facem și... Bă, cam ciung așa, așa că hai că... Unde-i Sand-ul? Gresie, mă, boss. Gresie, gresie. A, uite aici e Sand. Facem așa puțin mai lungă. Să fie cât destul de random, știi? Pentru că nu vreau să fac chestii care să fie nașpa, știi, în serie, că după aia nu strânge multe like-uri. De asemenea, dacă vreți să fac anumite construcții pe care voi vreți să le fac în această serie, scrieți-mi în comentarii. Mai ales că m-aș îndoi că nu strângem vreo 10 like-uri la acest episod în care filmăm cu shader. Deci cam toate episoadele o să le filmăm cu shader, dacă încă nu v-ați prins, că asta vreau să spun. Hai că încercăm să facem așa o intrare cât mai ok, care să vă placă vouă și să-mi placă și mie. Ok, până aici și acum ne trebuie blocuri, dar nu știu dacă o să-mi ajung. Ba, uite, bă, boss, fix, astea pentru... Mamă, ce nașpa le-am pus astea aici. Am blocurile pentru drum aici în inventul meu, nu o să-mi ajungă granitul și pietrișul. Dar ne descurcăm noi momentan, hai că încercăm să punem cât mai random. Mai ca câte chestii am de filmat și vreau să mai zic că chestiile în care sunt PvP gen Factions, nu știu, Skywars, Sky PvP pe care nu facem, dar mă rog, am amintit-o pentru că și la aia se face destul de mult PvP și chiar PvP intensiv, nu o să le filmez cu shader în niciun caz, pentru că nu se filmează cu shader, nici câte știu eu și cred că știu bine. Oh my god, deci eu cred că e destul de ok shader-ul ăsta, adică, nu, no, mă rog, ăsta mi se pare mie cel mai ok, de aia filmez cu el. Mamă, zici că nu mai văd deloc în Minecraft, așa pun blocurile. Ok, nu vreau să pun prea multe într-un singur loc ca să fie nașpa, dar hai că mai avem de pus și granit și nu cred că mai avem ce să punem, boss, adică, bun. Ce mai aveam? Granitul ăsta de pus. Pac, 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 pac,
peste tot pe aici, punem noi așa un drumuleț frumos și ce m-am gândit eu e că ar fi ok să punem și sand, nu sand, ba sand, nu sand, sandstone de fapt, aia vreau să zic. Ok, și aici spargem unul să nu fie chiar 3. Punem și sandstone pentru că e drum. Sau sand. Hai că punem sand, nisip. Pe unde a rămas? Pentru că știi că oarecum pe drum mai vine și nisip, știi, de pe afara drumului sau așa cumva. Bă, dar nu e ok, nu cred că pot, nu cred că îmi permis să pun. A, bă, și trebuia și cobblestone. Ce nu bâs. Pune pe aici câtva cobblestone ca să nu rămână necobblestonat. Da, punem și nisip, pentru că de nisip avem nevoie, pentru că știi că pe drum mai intră și nisip din afară, știi, gen. Nu știu dacă ați înțeles ideea. Ok, asta e piramida. În piramida, momentan, hai să punem niște torțe să vedem cum se vede de la shader-ul ăsta șmecher. Ok. Și dacă mă întrebați pe mine, nu merită să vă luați un PC mai tare dacă vreți să faceți Minecraft, un PC mai tare ca a meu. Vă puteți uita în descrierea canalului. Bine, nu știu dacă am editat-o încă. Că am niște torțe care știu că aveam pe aici. Nu știu dacă am editat încă descrierea canalului, pentru că eu îs... așa, mă sincronizez cam greu cu filmatul și astea. Dar acum, pentru că nu mai randez episoadele, și da, nu o să le mai randez dacă... Vă întrebați că de cât timp nu mai randez eu episoadele, pentru că OBS-ul compresează foarte bine și acum soarele în partea aia, dacă nu mă înșel. Da, în partea aia, că numai partea aia poate fi. Ci, mamă, ce mai că se văd norii. Oh my god, n-am crezut că o să am niciodată atâtea frame-uri. 74 de frame, mă rog, acum a trecut alea 74. Mi-o scăzut vreodată sub 60, nu cred. Cred că, mă, uite acum mi-a scăzut. Bun. Și nu știu dacă v-am arătat, dar avem păște aici. Câini ăștia. Uite și un câine acolo pe care l-a omorât frate meu. Nu l-a, o tras frate... Bă, boss, hai cu mine. Ok. Vine el imediat. Și îmi place cum se vede umbra asta de la tip. Bun. Gata. Hai că strângem noi. Strângem recolta aparent. Pentru că. Ba, ce mă enervează, bă. Deci nu pot. Nu, n-am crezut că o să vii. Mamă, ce-și mi-a crezut de apa, frate. Fratelo. N-am crezut că o să vină niciodată unul dintre aceste momente în care eu filmez Minecraft în maxim cu tot cu shader. Credeți-mă. În schimb, mouse-ul meu e foarte praf. Deci acum. E noapte, bă, boss. Deci nu înțelegeam de ce nu văd eu bine acolo. Dar de fapt era noapte. Ok. Trebuie să ne culcăm înapoi. Nu poți dormi decât noaptea, boss. Ba, da, uite acum putem dormi. No, bun, bă, fraților. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să continuăm seriile de pe acest canal și activitatea în general. Nu uitați să dați share acestui video să vadă și prietenii voștri cu cât mere mie Minecraft-ul. Bine, glumesc. Să vadă și prietenii voștri acest episod fain. Nu uitați să dați like dacă vreți să continuăm această serie cu shader mode, să-mi scrieți ce părere aveți despre shader mode-ul meu, despre acest shader. În descriere, în comentarii puteți să-mi scrieți chestii pe care vreți să le fac eu în această serie, cum a fost piramida asta în episodul de azi pe care o să refac eu probabil off camera și noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!